Am trecut deja de jumătatea postului mare, suntem în săptămâna a cincea, în zi de luni, și din nou avem parte de dialogurile bucuriei alături de Răzvan Bucuroiu. Tema de astăzi este Sfânta Maria Egipteanca, pedagogia păcatului sau luminarea virtuții. Bună seara, domnule Răzvan Bucuroiu! Vă las în minutele următoare să ne vorbiți despre căderi, despre ridicări, despre păcate și despre virtuți. Îi invit pe cei care ne urmăresc să trimită întrebările la rubrica de comentarii și la final vi le transmit și discutăm pe marginea lor. Mulțumesc mult, Anda, pentru această ocazie. Mulțumesc, Doxologia Media, pentru faptul că găzduiește aceste dialoguri de seară, aceste dialoguri ale bucuriei, așa cum foarte inspirat le-a numit. Chiar și când vorbim despre păcate și despre păcatele noastre și ale altora, totuși o undă de bucurie trebuie să plutească, pentru că avem în permanență, în perspectivă, schimbarea atitudinii și mentalității noastre, aceea de păcătos, spre cea de virtuos, atât cât se poate și cât își permite să ducă această luptă fiecare. Nădăjduim. Doamne ajută! Doamne ajută! Interesantă tema acestei seri, pentru că, iată, peste câteva zile o vom prăzdui, mai exact duminică, o vom prăzdui pe Sfânta Maria Egipteanca, o femeie cu totul specială, o sfântă în calendarul nostru creștin, un om care, prin a cărui viață, foarte mulți alți oameni, foarte mulți semeni, foarte mulți credincioși au înțeles că se poate restaura ființa umană în integralitatea ei, trup și suflet, dacă există din mocirla păcatului, dacă există voință și dacă există ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu există pentru fiecare din noi, însă trebuie să-l cerem și să-l înțelegem exact în momentul în care ni se oferă acesta. Practic, încercăm să descurcăm și noi ițele atât cât se poate, încercăm să descriem cumva, dacă este posibil, această mecanică a păcatului, această dinamică a păcatului, care pare că ar avea un tipar comun, adică toate păcatele acestea pe care oamenii le fac, pe care și eu le fac, probabil că și dumneavoastră le facem, au un mod același de a se manifesta, de a apărea în viața și în lucrarea noastră și de a se manifesta ulterior ca atare. Toate păcatele, păcatele mari, vorbim despre păcatele mari aici, din ce am înțeles și din ceea ce văd pe propria mea viață, intră prin aceste breșe, prin niște breșe sufletești, prin niște deschideri pe care le îngăduim. Este ca o corabie care lovește fundul stâncos și începe să ia apă. Pe acolo începe, practic, să se inunde corabia, în pericol de scufundare. Din păcate, anumite corabii sufletești ale semnilor noștri chiar se scufundă sau s-au scufundat. Această dinamică a păcatului este foarte interesant de studiat din perspectiva ceea ce trăim noi în ziua de azi. Observăm, și asta am observat și eu, că există acest tip de păcate ale tinereții, care practic vin în viața noastră prin imitare. Imitându-i pe cei mari, depindem anumite lucruri de care scăpăm foarte greu sau nu scăpăm aproape deloc. Toate aceste păcate, în opinia mea și din ceea ce am citit, se lășluiesc în mintea și în inima noastră. Spre exemplu, ca unul care am fumat, în tinerețile mele am fumat. Pot să vă spun că adevărații fumători, asta ca să fac o paranteză, adevărații fumători fumează cu mintea, cu capul. Ei nu fumează nici cu plămânii, nu fumează nici cu buzele, fumează pur și simplu cu mintea. Fumatul, viciul, acest păcat este adânc înfipt, săpat în mintea omului. La fel, cei care mănâncă foarte mult sau cei care beau. Nu bea nimeni cu stomacul, nu bea nimeni cu buzele, nu bea cu esofagul. Pur și simplu bem cu mintea. Deci aici este sediul locului unde se așează păcatul și unde se multiplică practic în viața noastră. Deci atenție cum primim în mintea noastră și cum se creează acest reflex în timp de a face un păcat sau altul. Întotdeauna m-am întrebat care este formula prin care oamenii scapă de păcatele
grele, încă o dată. Vorbim despre păcatele care produc consecințe masive, serioase, fundamentale în viețile noastre. Și mă gândeam dacă dragostea de Dumnezeu sau frica, care dintre aceste două sentimente puternice este cel care urnește cumva, într-un fel sau altul, credinciosul spre metanoia, spre acel moment în care își întoarce mintea și inima și le întoarce pe dos, se schimbă modul de a gândi, modul de a privi lucrurile și din păcătos se îndreaptă cumva către calea virtuților. Frica sau iubirea? Aceasta este marea întrebare. În ceea ce mă privește, răspund cu rușine, dar totuși cu întemeiere și cu speranță. De multe ori am renunțat la anumite lucruri de frică. Am renunțat să mai fac păcatul de frica de Dumnezeu și de frica față de consecințele imediat în viața mea concretă care ar fi apărut dacă insistam și pedalam în continuare pe situația aceasta a unui păcat, a unui viciu. Ar trebui să ne miște pe toți, sau ar trebui să ne miște în primul rând, cel mai mult, iubirea de Dumnezeu. Acest lucru este cel care generează cele mai înalte trăiri, cele mai profunde simțiri, iubirea de Dumnezeu. Din păcate, dar totuși și din fericire, pentru că și asta este o formulă de a te debarasa de lestul păcatului, există această frică, frica de Dumnezeu, frica de ceea ce se poate întâmpla în eternitate, în clipa în care păcatul tău te avariază pe tine ca persoană, dar îi avariază și pe ceilalți, deci practic răspândești în jur răul, atunci în mod evident, în eternitate, nu poți decât să dai socoteală pentru faptele pe care le-ai făcut, cuvinte, atitudini, gesturi, vorbe, în fine. Așadar, chiar dacă frica este cea care ne întoarce cumva de pe drumul păcatului și ne așează pe calea luminoasă a virtuții, Este bine și așa, ar fi ideal ca să fie iubirea de Dumnezeu cea care face această schimbare, dar nu nimic, este foarte bună și frica într-o primă fază. Mă gândeam, dragi prieteni, de acum putem să ne numim prieteni ai acestor convorbiri de luni seară, mă gândeam că Dumnezeu în marea Lui milostivire și în înțelepciunea Lui supremă, dumnezeiască, divină practic, dacă nu, care cumva iubește într-o măsură nu mai mare, dar cumva altfel, mai aplicat, mai evident, pe mari sfinți și pe mari păcătoși. Între mari sfinți și mari păcătoși, paradoxal, există anumite legături. Mari sfinți sunt cei bine plăcuți Domnului, care merg pe calea mântuirii, pe calea luminoasă a virtuții creștine, iar mari păcătoși sunt cei care, prin viața lor extrem de ticăloasă, de periculoasă, de accidentată, pot să spun, își aduc lor rău și celor din jurul lor. Cu toate astea, în clipa în care un mare păcătos, un suflet care părea pierdut, se întoarce către Dumnezeu, către Hristos, se întoarce pe calea cea bună și părăsește practic toată această zonă tenebroasă, mâloasă, tot acest zaț al vieții care din care se alimentează marile păcate, ei bine, atunci este bucurie mare în cer. Cred că Dumnezeu este foarte bucuros, este, pot spune, fericit, dacă îmi permiteți, să vadă un mare păcătos întorcându-se de la păcatul lui și întorcându-și fața către lumină, către slava lui Dumnezeu. Și intrând astfel într-o ordine firească a lumii. Marile întoarceri, marile conversii morale, dacă doriți, sunt spectaculoase și au fost cumva surprinse în hagiografiile creștine. Avem câteva exemple. Acum vorbim despre Sfânta Maria Egipteanca. Stați să mă uit și la cea să văd cum arată timpul care mi s-a alocat și cât pot să mă întind cu această prezentare. Așadar, Sfânta Maria Egipteanca a trăit între secolele al IV-lea și al V-lea după Hristos. Era, după cum știm, nu o să fac acum hagiografia ei, biografiei, nu o să o povestesc pe larg, dar trebuie să avem câteva repere în timp. Era de o obârșie din Egipt, la o vârstă fragedă, când alte fete de-abia se așează cumva spre calea măritișului, spre calea întemerii unei familii sau pur și simplu nu pot să iasă din pubertate, deci la vârsta de 12 ani
practic Maria Egipteanca părăsește casa părinților, părinți oameni modești, și pleacă în lume pentru a practica o patimă, pentru a se adânci într-o patimă, într-un viciu pe care l-a avut, pare să se sădit în ea, acela al desfrâului. Interesantă paralela, dacă stăm să ne gândim. Maria, Maica Domnului, la vârste foarte fragede, 12-14 ani, poate, după unele exegeze, primește vestea cea bună de la Arhanghelul Gavril, zămislește pruncul, când era o fecioară, când era o copilă, Maria, Maica Domnului. Cealaltă Marie, tot la o vârstă foarte fragedă, pleacă în lume în căutarea ostuirii acestui duh care era în ea, care era un duh al desfânării. Există și o boală, psihiatrii au denumit-o, se cheamă nimfomanie, în secunda în care o femeie este cuprinsă de o poftă nestăvilită de împreunare. Practic, acesta este motorul, este cea care a pus-o în mișcare pe Maria Egipteanca și începe să-și caute această plăcere cu orice preț, indiferent de costurile pe care le atrăgea acest lucru cu bărbații pe care îi întâlnea în cale. Un caz aproape zmintitor, dacă stai să te gândești, pentru că de multe ori făcea acest lucru fără plată. Și pur și simplu era doar patima, doar viciul ei pe care și-l satisfăcea așa. Ai fi spus că o asemenea persoană este sortită cu totul pieirii și practic nu există cale de întoarcere pentru un asemenea om. Trăia aproape la limita sărăciei, ba chiar aș putea spune că era săracă. De multe ori spunea ea, relata când i-a povestit părintelui Zosima, spunea că de multe ori se culca flămândă și ca să-și agonisească traiul într-un fel sau altul, torcea. Aceasta era îndeledicirea ei când nu intra în acele compulsii pe care ni le prezintă hagiografia, compulsii erotice. În fine, după 17 ani de viață pur și simplu periculoasă, dincolo de orice fel de limită a moralității și dincolo de orice fel de normă socială, pot spune, unanim acceptată, pe vremea când era la câmp, cu furca întorcea roada câmpului, vede că spre mare, spre portul Alexandriei, se îndreaptă mulțimi mari de bărbați, pelerini, care plecau la Ierusalim, pe mare, cumva să facă acest pelerinaj, să meargă la Ierusalim pentru a se închina Sfintei Cruci, lemnului Sfintei Cruci. Atunci Maria, într-un mod misterios sau paradoxal, deși aici trebuie să vedem cumva că este și pronia divină, nimic nu este întâmplător, știm asta, totul este proniator. Maria practic lasă furca și merge după cruce, fără să-și dea seama însă după ce merge, ceea ce o atrăgea acolo. Ea pur și simplu prin această patima ei a considerat că poate în timpul călătoriei și în timpul acestei aventuri, era un lucru totuși puțin uzual, o călătorie pe mare, un pelerinaj la Ierusalim, mergea practic în teritorii străine, pe meleaguri necunoscute, a atras-o acest tip de aventură. Ajunge în port și face oferta pentru a fi luată și ea îmbarcată pe corabie, face această ofertă. Urma să plătească transportul și hrana și toate celelalte până la Ierusalim cu propriul ei trup. Se oferă marinarilor și celor care erau acolo, pelerinii, se oferă pur și simplu pentru a-și putea cumva acoperi aceste costuri ale călătoriei. Corabia, să zic așa, învoiala este făcută, corabia pornește către Țara Sfântă, către Ierusalim, era practic ca un sicriu plutitor în care se afundau păcatele ei cu păcatele celorlalți, practic un sicriu care, slavă Domnului, nu s-a scufundat undeva pe fundul mării și Dumnezeu l-a dus și l-a așezat cu bine în portul din Țara Sfântă, de unde aceștia coborând au putut să urce către Ierusalim. Acolo, practic, în Biserica Sfântului Mormânt, unde era pus lemnul Sfintei Cruci pentru închinare, oamenii
intrau, pedelinii intrau, se închinau, cinsteau lemnul Sfintei Cruci. Același lucru încearcă să facă practic și Maria Egipteanca, însă o forță, după cum știm, o forță practic nu lăsa să intre. Nu putea penetra incinta sfântă, pur și simplu era ținută în afară pe pragul ușii. Se necăjește, se supără, se îmbrăcește, face câteva încercări. Imposibil, își dă seama că păcatul ei, păcatele ei, cele multe și cele grele, sunt cele care practic îi barează înaintarea către lemnul Sfintei Cruci. Ce interesantă lucrare. Și în fața unei icoane, Maica Domnului Egiptisa, care se află la închinare acum în stânga Bisericii Sfântului Mormânt, este paraclisul Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului. Acolo este pusă această icoană. Ar putea fi totuși chiar o copie, nu știu dacă este cea originală, dar în fine, aceasta este copia, sau este chiar icoana în fața căreia s-a închinat Sfânta Maria Egipteanca și a promis că dacă își va schimba, dacă Dumnezeu îi îngăduie să se închine, să se atingă de lemnul Sfintei Cruci, ea își va schimba viața cu totul. Ca prin farme, ca prin minune, această interdicție dispare, poate să intre, să se închine, face exact ceea ce fac ceilalți creieni, intră cumva în rândul lumii. Bucuroasă și speriată în același timp, fuge în pustie, în pustia Iordanului, trece râul Iordan, avea la ea 3 pâinișoare, exact cu ceea ce avea pe ea, un rând de haine și cam atât. Fuge și începe să-și plângă păcatele în adâncul pustiei. Acolo, după 47 de ani, după 47 de ani, o găsește un călugăr, părintele Zosima, care pornise și el să vadă în lume, la alte mănăstiri, la alți asceți, cum se poate spori duhovnicește, el fiind de metanie de la o mănăstire din Palestina. După 53 de ani de viețuire în propria mănăstire, atinsese un nivel important al ascezei, al desăvârșirii duhovnicești, însă el vrea mai mult. Deja credea că a atins ultimul prag și probabil că și el avea o formulă de ispitire în care îi cerea lui Dumnezeu să vadă mai mult, să înțeleagă mai mult, considerând el că nu prea mai are ce să facă și ce să învețe între frații din mănăstirea lui. O voce îi spune să meargă într-o mănăstire lângă Iordan, asta face, ajunge în această mănăstire, acolo este primit, spune oful lui duhovnicesc, este primit în obște și în timpul postului Sfintelor Paști, obiceiul în acea mănăstire era următorul. După prima duminică, în care frații, părinții, călugării, monahii se spovedeau și se împărtășeau, fiecare pleca în pustiu, în pustiu de dincolo de Iordan, cu ceea ce putea să ducă la el, cu o pâinică, câteva curmale, smochine, sau unii, spune povestirea Sfântului Sofronie, care a consemnat această povestire, Patriarhul Ierusalimului, unii plecau doar cu sufletul pe care l-aveau și cu haina de pe ei, practic cu nimic. În Duminica Florilor, toți acești monahi se întorceau, Săptămâna Mare stăteau în mănăstire, iar de Sfintele Paști se bucurau cu toții, spovedindu-se, cuminecându-se și trăind într-o frățietate absolută și în unire cu Hristos. Această experiență, această regulă îl duce și pe Zosima, care înseamnă cel legat cu centura, adică era ferecat foarte bine cu armele Duhului Sfânt, pornește în adâncul pustiei Iordanului, acolo, în timp ce se ruga, cumva cu coada ochiului, întrezărește cu privirea periferică, în dreapta, întrezărește o umbră, o nălucă, un fel de arătare. Își dă seama că este om, după ce s-a speriat, evident, neștiind cu ce se confruntă, își dă seama că este un om, pornește în căutarea lui, această nălucă, această umbră fuge, își dă seama că e o persoană cu părul alb, tuns scurs și cu un păr lânos, practic, ca un fel de blană, și foarte, cu pielea foarte închisă la culoare, semn că arșița pustiului și vânturile deșertului au bătătorit acea piele. În fine, interceptează năluca după ce au alergat unul după altul o distanță, era acolo un pârâu secat, unul pe mal, își dau binecuvântarea unul altuia, înțelege că are de-a face cu o pusnică, cu o sfântă și o întreabă asupra vieții ei. Atunci Maria îi povestește viața a fost povestită la rândul lui după moartea ei, a fost povestită de
Zosima, iar patriarhul Sofronie al Ierusalimului, două secole mai târziu, a așternut-o exact în formula hagiografică pe care o avem noi astăzi. Zosima, bătrânul călugăr, se miră de viața pe care a putut să o ducă timp de 47 de ani această femeie care, practic, nu a avut un acoperiș deasupra capului, nu a avut ce să mănânce în afară de cele trei pâinișoare care între timp s-au uscat și au devenit practic aproape necomestibile. Probabil că s-a mai hrănit cu ceva fructe sau cu ceva ierburi care cresc acolo în condiții extreme. Știm că este un deșert neprimitor. Și timp de 47 de ani nu s-a întâlnit nici cu om, nici cu fiară. Practic nimeni nu i-a tulburat această asceză, exceptând gândurile și diavolii care o munceau periodic într-un chip destul de aspru, pentru că simțeau că pierd o pradă importantă. Ea rezistă. În primii 17 ani a fost cel mai greu. Pur și simplu când se dădeau aceste asalturi demonice asupra ei, se trântea la pământ și stătea acolo o zi și o noapte plângând. Îi răsunau în minte cântecele de la petrecerile din Egipt, cărnurile Egiptului, vinurile și toate celelalte desfătări ale vieții îi veneau în permanență în minte. Deci, practic, așa cum spune Nicolae Steinhardt în The Ruin vei dobândi, o carte fundamentală pe care vă invit să o citiți, îi face un scurt portret Mariei Egipteanca și spune părintele Nicolae de la Lohia că practic a fost asediată și muncită de aceste gânduri neîncetat. În primii ani, cu violență și cu o forță, într-adevăr, demonică, cu acea dorință a demonului de a-și recupera prada pierdută, iar apoi, periodic, erau aceste asalturi, deci, practic, asupra inimii ei și asupra trupului ei nu s-a așternut o pace binecuvântată după un timp. Practic a fost într-o permanentă luptă, într-o permanentă zbatere și într-un permanent efort de a păstra ceea ce câștigase. Asceză, liniște, curăție. Bineînțeles, părintele Zosima este pur și simplu impresionat de ceea ce a auzit de la Sfânta Maria Egipteanca. Ei convin împreună ca anul viitor de Sfintele Paști, în Joia Mare, să vină pe partea aceasta a Iordanului, să o cuminece, lucru care s-a întâmplat, a venit în Joia Mare, a apărut pe celălalt mal al râului Sfânt Maria Egipteanca cu acele resturi de haine pe care le aruncase el cu un an înainte pentru a-și acoperi goliciunea trupului. Apare Năluc, acum știm că era Maria Egipteanca, această femeie sfântă, trece pe apa Iordanului pur și simplu în rugăciune, vine, se cuminecă și pleacă. Am uitat să vă spun un lucru esențial la prima lor întâlnire, în clipa în care, după ce i-a povestit viața, Sfânta Maria Egipteanca a început să se roage, practic levita de la suprafața pământului, nu mai atingea pământul. Forța ei duhovnicească practic anula forța gravitațională. Părintele Patriarh Daniel ții minte că a spus că ea aparținea mai mult cerului decât pământului și acolo era locul unde putea sta foarte ușor. Era atrasă către cer mai mult decât către pământ. După încă un an o caută Zosima, o găsește, murise în mijlocul deșertului, acolo găsește și un bilet, era scris pe nisip, spun unii, alții spun că un bilet, numele ei, astfel părintele Zosima știe, înțelege cum o cheamă, lângă ea și lângă trupul mort și lângă el, părintele Zosima, apare un leu, ca din senin, apare un leu, se miră cumva părintele pentru că știa că nicio fiară, nicio ligioană nu a tulburat liniștea ei. Deci nimic concret, nimic întrupat, toate erau numai gânduri și proiecții ale ei în urma ispitirii demonului. Îi poruncește cu blândețe acestui leu să îl ajute să sape groapa în solul pietros, între acele stânci ale pustiei Iordanului, ceea ce leul face, bineînțeles, puternicul leu, regele animalelor, începe cu minte și supus să sape o groapă. Așează acolo și aceasta a fost povestea pe care, așa cum spuneam, Sfântul Sofronie a consemnat-o peste două veacuri legată de Maria Egipteanca și de această viață a ei, care
ne arată faptul că, dragi prieteni, orice suflet și orice trup chinuit, cât ar fi de căzut și de păcătos, dacă dorește cu adevărat, se poate întoarce. Se poate întoarce pe calea cea bună. Nu există suflet pierdut, cel puțin nu în această viață. Orice om, orice suflet, orice trup care săvârșește păcatul, prin dorința sufletului, se poate întoarce către Dumnezeu. Aș vrea să vă mai spun însă că pe lângă această biografie a Sfintei Maria Egipteanca, au fost și alte biografii de sfinți, unii contemporani cu ea, practic la cumpăra dintre secolul al V-lea și al VI-lea. Aș aduce aici un exemplu pe fericitul Augustin, pentru că atunci este Sfântul Augustin, care tot așa a avut o viață extrem de aventuroasă, cel puțin în prima ei parte, născut ca și Maria în nordul Africii, pe teritoriul Algeriei de astăzi, dintr-o familie bună. Mama era creștină, tatăl păgân, el urmează școlile păgâne cele mai înalte și începe ca orice om deștept și de condiție bună și cu un sistem de valori al vechii lumii romane, vechii lumi păgâne, începe să se complacă în această viață plină de păcate. Multe avante, multe ibovice, chiar și un copil din flori, cum se spune, pe care nu l-a recunoscut. În fine, pe la 30 și ceva de ani apare deruda și apare confuzia în viața lui, un om inteligent, un om deștept, asupra căruia Dumnezeu s-a aplecat pentru că știa ce putea să facă în condițiile în care era un om extrem de bine antrenat spiritual, cultural, era una dintre conștiințele și una dintre vocile cele mai importante ale lumii sale, călătorește la Roma și la Milano. Ambrozie, episcopul, Sfântul Ambrozie, episcopul Mediolanului de atunci, cum se numea, îl botează pe la 387, el ia calea ascezei creștine, ajungând chiar și ierarh. Acesta este Augustin și în Confesiunile lui, o carte esențială, apărută la Nemira prin 2006, cred, varianta asta cito eu. În aceste confesiuni el spune exact care a fost povestea vieții lui de la minus la plus, de la practicarea cu asiduitate și cu plăcere, cu savoare a păcatului până la asceza care l-a dus spre curăția inimii și a trupului. Un alt caz foarte, foarte cunoscut este cel al Pelagiei, Sfânta Pelagia, tot așa contemporană și ea cu Maria Egipteanca și cu Augustin, era din Antiohia. Pelagia aceasta era o femeie de o frumusețe rară și de o distinție. Era actriță și curtezană, deci practic era actriță în teatrul păgân din Antiohia și era și o faimoasă curtezană, în permanență foarte bine gătită, o prezență care practic atrăgea toate privirile, avea bogății nenumărate, avea sclavi, avea prieteni, admiratori în clipa în care ieșea pe străzile cetății, practic era un eveniment. Acest eveniment a fost contemporan cu o adunare bisericească, erau acolo câțiva episcopi, ea practic apare în fața lor îmbrăcată cu cele mai scumpe haine, cu o dâră de parfum, eleganță desăvârșită, îi înfruntă cumva. Episcopii, sigur că da, au atitudinea cea mai potrivită în acest caz, o lasă în pace, după un timp ea înțelege și merge la unul din ei, își plânge păcatele, dorește convertirea. Practic a avut parte de acest act de metanoia, de întoarcere a minții, a inimii, a sufletului, de la păcat către virtute, sau de la diavol către Dumnezeu. Lasă totul, vinde totul, lasă și profesia ei, aceea de actriță și patima ei, aceea de curtezană, de unde probabil că avea acele resurse de bogăție, vinde tot în partea săracilor și pleacă la Ierusalim, unde se ferecă practic într-o chilie, rămăsese doar o mică fantă prin care comunica cu ceilalți. A spus că este un monah famen, se numește Pelagie, intrase în cinul monahal cu acest nume și contemporanii ei credeau că este vorba despre un monah famen. După un timp se descoperă practic că ea este Pelagia, faimoasa curtezană, iar cel care face descoperirea, care o știa de pe vremea când era în Antiohia, înțelege și faptul că după câteva zile
petrecute în preajma ei, prin acea ferestuică în care, sigur, că dar vede un chip cu totul schimbat, era chipul ascezei, era chipul practic transfigurat, sfințenia începuse să se imprime pe chipul ei, după câteva zile moare și, în fine, este dată pe față această poveste a vieții ei. Un alt păcătos care și-a schimbat viața și practic a schimbat cursul istoriei umanității este Sfântul Împărat Constantin. Sfântul Împărat Constantin, după cum bine știm, a avut o contribuție decisivă în oprirea prigoanelor creștine, ba mai mult, a scos de sub prigoană oficial creștinismul, edictul de la Milan din 313, a făcut o capitală nouă a Imperiului Roman de răsărit, Constantinopolul, cetatea creștină, cetatea care practic a iradiat aproape un mileniu, a iradiat credință, cultură, duhovnicie, frumusețe înduhovnicită pe tot acest spațiu răsăritan. Constantin cel Mare, desigur, a mai statuat ziua de duminică, așa ca fiind o zi a odihnei și a reculegerii creștinilor. Pe aceștia i-a și favorizat într-un fel sau altul în diferite formule, mergând până la a le da voie să intre în administrația imperială. Însă Constantin, asta știm din o cronică a lui Zosima, un cronicar păgân care a scris după 100 de ani de la evenimentele care s-au întâmplat la începutul veacului al IV-lea, a scris o istorie a lui Constantin în care îl defăima pentru că acest Zosima era un păgân și lui Constantin cel Mare i s-a pus practic în cârcă, i s-a atribuit prăbușirea Imperiului Roman de Apus. Prin faptul că a deschis către creștini acest imperiu, că s-au moleșit și în fine toate vechile depinderi, bunele depinderi, spune Zosima, acelea ale păgânității, practic au fost date uitării. În schimb, Eusebiu de Cezarea, care a trăit în preajma lui și care i-a scris viața, spune cu totul și cu totul alte lucruri despre Constantin, dar este cert, istoricii au consemnat câteva dintre mare lui păcate care l-au însoțit până la sfârșitul vieții. Unul din ele este faptul că spre sfârșitul vieții Constantin cel Mare și-a executat fiul cel iubit, un tânăr extrem de înzestat care trebuia să-i calce pe urme și să preia frâiele Imperiului, Crispus, dintr-o altă căsătorie, dintr-o căsătorie anterioară, l-a executat fără milă, i-a părut rău, foarte rău după acest lucru, acuzându-l de incest. Incest chiar cu soția lui, cu cea de a doua soție, cu Fausta, și-a executat propriul băiat, speranța și lumina zilelor lui ca împărat. După ceva vreme o omoară și pe Fausta într-un mod cumplit, pune să se încingă o baie romană cu abă și cu temperatură foarte mare, acolo o încuie pe Fausta și aceasta moare, după cum ne putem imagina, în chinuri groaznice. Aceste două asasinate, aceste două trimiteri la moarte, aceste două ucideri l-au marcat pe Constantin și probabil că și faptul că a cerut să fie botezat pe patul de moarte, plângându-și aceste păcate evidente care au afectat familia în mod direct, probabil că l-au dus spre această decizie, aceea de a se boteza și de a muri creștin. Sunt multe alte cazuri de mari păcătoși și de mari sfinți care practic într-o viață au trăit două vieți. De-a lungul unei vieți, practic, au trăit prima parte, au trăit-o într-un fel, partea a doua vieți au trăit-o în alt fel. Sunt multe exemple. Să spunem Moise Arapul, iarăși, un personaj foarte cunoscut. Știm că a fost un mare tâlhar, un criminal vestit, care a sfârșit prin a se călugări și a avut sfârșit mucenicesc. În fine, istoria consemnează multe astfel de cazuri, consemnează însă și cazuri de mari păcătoși care au făcut rău lor și celor din jurul lor și care totuși nu s-au pocăit și au murit practic într-o stare de despărțire atât de Dumnezeu cât și de semen. Spre exemplu, vorbind despre persoane celebre, despre nume ilustre ale istoriei, ar fi Ivan cel Groaznic, care sigur că da, a avut o viață, un destin presărat cu crime monstruoase și a sfârșit prin a nu se pocăi și
a nu încerca într-un fel sau altul să se împace cu Dumnezeu și cu semenii săi. Acestea sunt cele câteva lucruri pe care vreau să le spun, pornind de la biografia, de la viața Sfintei Maria Egipteanca. Ea se prăznuiește, după cum știm, ziua ei de prăznuire este pe 1 aprilie, ziua când s-a mutat la ceruri, însă biserica i-a acordat, i-a închinat o duminică specială în timpul Sfântului și Marelui Post. Duminica aceasta care urmează este duminica Sfintei Maria Egipteanca. Tot în duminica aceasta este citită Evanghelia femeii păcătoase, a femeii care, sigur că da, și-au desfrânată la rândul ei. Iată cum lucrurile merg pe o exemplaritate, pe același palier de exemplaritate. O femeie păcătoasă, desfrânată, care în casa unui fariseu în care Iisus se oprise să ia cina, recurge la un gest extrem. Practic îi toarnă pe cap o încărcătură mare de mir, mirul era foarte scump în acea vreme, practic de toată casa se înmiresmează și îngenunchează la picioarele Mântuitorului, începe să plângă, era clar că își plângea păcatele, i-a spălat practic picioarele cu lacrimile ei și cu perii capului i l-a șters. Această scenă care i-a uluit, i-a contrariat pe contemporanii din foarte multe perspective, a fost explicată, de tâlcuită de Iisus Hristos și i-a dat un răspuns lui Simon, fariseului, care în sinea lui cugeta, oare nu știa acesta, adică Iisus Hristos, învățătorul, nu știe că aceasta este o femeie desfrânată, că n-ar trebui să se atingă de el o astfel de persoană, că n-ar trebui să-și despletească părul. Acest lucru știm că era un obicei care avea loc în intimitatea familiilor evreiești, numai cu soțul alături, femeia își putea despleti părul și arăta podoaba capilară. Ei bine, Hristos îi răspunde printr-o altă pildă, iar Simon înțelege practic ceea ce vrea să-i spună Dumnezeul nostru și Mântuitorul Lumii. Femeia și ea pleacă mântuită, pleacă în pace. Hristos o eliberează, o slobozește după acest act de pocăință și de pocăință publică. Practic nu s-a sfiat în niciun fel să arate acest lucru, faptul că este păcătoasă și că își plânge păcatele și le plânge public. Ce curaj a avut acea femeie, dar și ce dorință de a se îndrepta, de a se schimba. Și în mod sigur acest lucru i-a fost pe plac Mântuitorului, acordându-i pe loc, subito, acordându-i mântuirea și salvarea. Sunt foarte impresionante aceste cazuri, iar Eternul Feminin, după cum vedem, practic produce astfel de acte de pocăință care emoționează, indiferent de perioada istorică în care s-au întâmplat, indiferent de contextul în care au avut loc, de la Iisus Hristos până la Maria Egipteanca sau până la Pelagia. Iată că sunt formule de întoarcere a unui destin, a unei biografii care părea o biografie pierdută, părea o viață consumată, o viață irosită. Iată că în mod excepțional, în mod sclipitor și proniator, pot spune, se întoarce către lumina această viață și practic intră în lumina Harului Duhului Sfânt. Dumnezeu nu se poate, atât ca om cât și ca Dumnezeu, nu se poate să nu se emoționeze în fața unei asemenea priveliști umane, unei asemenea întoarceri spectaculoase, cu atât mai mult cu cât el știe ca om care este prețul viciului, care este puterea viciului, care este greutatea viciului. A văzut la alții, el este fără de păcat, dar a văzut în viața lui terestră, în lucrarea lui evanghelică, a văzut foarte mulți păcătoși. A înțeles că aceștia se pot schimba foarte greu. Se pot schimba foarte greu. De aceea sunt neprețuiți oamenii care, înțelegând că sunt pe o cale greșită, își schimbă cu adevărat, își schimbă viața și optează pentru lumină, optează pentru puterea Harului și pentru mântuirea lor și a celor de pe lângă ei, pentru că fiecare păcătos pocăit, fiecare păcătos întors din drumul păcatului său, devine o lumină pentru ceilalți. Ceilalți încep și ei să se încurajeze, ceilalți văd și să se întărească, ceilalți văd că este posibilă întoarcerea. În clipa în care vezi că este posibilă întoarcerea de la cel care părea de neîntors, atunci spui,
Domnule, dacă El poate, pentru ce nu pot și eu? Pentru ce n-aș încerca măcar și eu? Dacă un mare fumător se lasă de fumat, pentru ce eu care fumez câteva țigări pe zi n-aș încerca să-i urmez exemplu? Și așa mai departe. Aici e vorba însă despre vicii mari, despre patimi mari, care practic sunt săpate adânc în inima noastră, lasă acele șanțuri în inima și în trupul nostru. Lasă acele șanțuri pe care se scurge practic toată energia vitală a vieții. Ne cheltuim viața în astfel de păcate mari sau foarte mari, în așa fel încât practic nu mai avem energie în noi pentru a face lucruri bune și pentru a ține un post, cum este postul Sfintelor Pași, pentru a ține de la cap la coadă, de la început până la sfârșit. Nu mai avem această energie pentru că mintea noastră, inima noastră, trupul nostru este aplecat și este concentrat pe vechile patimi, pe vechile păcate pe care le-am odrăzit și le-am crescut practic în inima noastră. Acestea sunt cele câteva gânduri pe care vreau să vi le pun la inimă, pornind de la exemplul acestei femei remarcabile, aproape ireală este povestea ei, și foarte interesant, și cu asta încheie, așa cum spunea Bogdan Tătaru Cazaban, este expusă povestea ei a Mariei Egipteanca, în așa fel încât povestitorul Sfântul Sofronie al Ierusalimului nu ne îndeamnă pe noi, sau nu ne pune în față obligativitatea acestor fapte ale ei, de a trece la o asceză extremă, de a trece la o formă de pocăință extremă. El prezintă doar faptele, din care fiecare înțelege ce vrea, cât vrea și cât poate. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Dacă m-am înscris în timpul alocat, sper că da. Și a fost așa captivant, am stat și eu cu sufletul la gură și am ascultat. Mai spunea doamna Gabriela, când ați enumerat sfinții, l-a amintit dumneavoastră și pe Sfântul Ciprian. Oh, da, da, sigur. Exemplu foarte bun. Ce viață a avut și Sfântul Ciprian și ce destin pe final. Da. Tot, chiar dacă a fost bărbat, a încercat să ispitească o femeie și nu a reușit pe Sfânta Iustina să o tragă de partea lui și atunci, prin femeie, mai poate veni și sfințenia și mucenicia. Depinde ce vedem la aproapele nostru. Asta mă gândeam, că obișnuim să râdem, să ne minunăm, să cârtim când vedem păcatele de lângă noi, mai puțin ale noastre, că noi zicem, fac și eu acolo. Dar când îl vedem pe aproapele că greșește, noi nu prea mai dăm șanse de mântuire, de îndreptare. De ce? Mă gândesc din ce în ce mai mult, Anda și dragi prieteni, să încerc să-i privesc pe ceilalți, am mai spus asta și nu contenesc să o spun, să încerc să-i privesc pe ceilalți, pe apropiații mei, așa cum i-ar privi Dumnezeu, ca prin ochiul Domnului. Să găsesc în ei, practic, numai lucrurile bune, să văd numai latura lor sfântă, latura lor bună, latura lor lucrătoare, pozitivă, latura lor optimistă. Să nu mai văd toate acele lucruri care sar în ochi, unui ochi, mai ales un ochi critic, cum este cel al nostru, în permanență suntem dispuși să vedem, așa cum ai spus și tu, Anda, păcatele celorlalți și să ne întărim cumva în convingerea că ăla e mai păcătos decât mine. Sunt eu păcătos, dar iată unul care este mult mai rău ca mine. Dacă acela e în halul în care este, atunci eu poate că am o șansă să mă ridic pe păcatul lui puțin deasupra ca să ies în evidență ca un băiat bun. Completamente greșit. Fiecare om are propria lui viață, iar a trăi viața celorlalți este cea mai mare eroare. Și în bine, și în rău. Și în invidie, și în glorie. Adică pur și simplu trebuie să ne trăim propria viață, în propria relație cu Dumnezeu. Și cu conștiința noastră, care este cumva, într-un fel sau altul, dacă știi să o asculți cum se cuvine și cum rezonează ea, tot glasul lui Dumnezeu. Acela care spune, gata, oprește-te, ajunge. Enough is enough, cum spune englezul. Adrian Moroșanu spune că acești mari sfinți pe care i-ați enumerat s-au întors datorită unor întâmplări sau întâlniri cu alte persoane care îi marchează. Noi cum să conștientizăm starea noastră de păcat?
Oh, Doamne, ce grea întrebare. Deși există un tipar al păcatului, păcătoșii și mai levicii se împart cumva destul de clar. Este o taxonomie a acestor păcate și la canonul de spovedenie sunt grupate aceste păcate. Ele pot fi puse pe niște grupe. Cu toate astea, fiecare păcătos reacționează, fiecare vicios, să spun așa, poate vorbesc despre cazurile extreme, reacționează într-un fel la anumiți stimuli și în clipa în care pornește pe calea viciului și în clipa în care iese, deraiază de pe aceste șine ale păcatului pe care demonul vrea să le vadă așezat. Fiecare viață are un ce al ei, fiecare om este o taină și Dumnezeu îl privește pe fiecare om în parte, nu privește categorii. Categoria student, categoria contabil, categoria femei în vârstă sau văduve. Dumnezeu nu privește la paușal. De aceea este foarte greu de spus, categorisind, generalizând, este foarte, foarte greu de spus că trebuie să fie atent la ceva anume. Dar este, uite, vorbind acum în ceea ce mă privește, după ce practici un viciu oarecare, mare, mic, nu contează, o adicție, uite să spunem o formă de adicție, rămâi cu un fel de melancolie, un fel de zaț pe suflet, așa, o ceață ușoară care e ca o piatră în pantof. Deci nu ai piciorul tăiat, ai doar o piatră în pantof. Nu poți să mergi bine, prin țară, comod, confortabil, să te bucuri de acea călătorie care e viața ta, de fapt. Ai acea piatră în pantof. Un lucru aproape neesențial de sens, dar care te deranjează constant. Aceasta cred că este, sau acesta poate fi semnul. La alții, altfel. Întâlnește o persoană sau îl sperie medicul, pur și simplu îl sperie domnul doctor. Frate, dacă nu te lași de fumat sau de băut, vei muri în câteva luni sau în câțiva ani. Și asta este o formă. Depinde. Dumnezeu vorbește în nenumărate feluri, pentru că nenumărați sunt oamenii care stau în față cu aceste probleme. În păcate mai mici și păcate mai mari. Astăzi am citit un articol pe Doxologia și îmi vine acum la fileu să vă spun. Lucram pe titlu și era: păcatul cel mai mare este acela al meu. Păcatul pe care îl fac eu este cel mai mare. Că da. Dacă încep să spun că dacă fumez câteva țigări și nu trei pachete e un păcat mai mic, nu rezolv cu nimic problema mea și chestiunile care țin de mine. Categoric, da, păcatul cel mai greu este cel la care nu poți să renunți. Asta este păcatul cel mai greu, este cel care, chiar dacă îți face rău sau nu, anumite lucruri pot să nu-ți facă rău, dar te țin într-o stare de tensiune și îți abat în permanență atenția de la lucrurile esențiale ale vieții. Că e familia, că e profesia, că e mântuirea, că sunt ceilalți de pe lângă tine. Practic, energia viciului te face să stai concentrat pe un anume lucru, pe viciul în sine, cum să-l practici, cum să-l dezvolți, cum să-ți-l însușești. Această cochetărie cu viciul, acest pas în doi, pas de doi, știi? Acest balet cu viciul, această îmbrățișare cu el, practic te scoate din comunitate, te scoate din propriile tale meniri, din propria ta menire. Acesta este păcatul care îți blochează energiile esențiale, comunitare, de mântuire, profesionale, de sănătate. Cum să facem să nu ne mai întoarcem la păcat? Pentru că de multe ori ne ducem, ne spovedim, suntem cu gândul acela curat de a nu mai repeta păcatul, dar de aici până mai colea, pentru că ne împiedicăm repede. Iarăși este foarte greu de spus asta. Am trăit o viață agitată cu foarte mulți prieteni. Cunosc foarte multe categorii de oameni, pe profesii, pe vârste, în fine. Așa m-a pus Dumnezeu să mă mișc prin toate pliurile lumii astea și pe toate coordonatele, de sus până jos, de la stânga la dreapta. Am văzut foarte multe cazuri. Foarte puține seamănă între ele. Este greu să extragi o regulă. De obicei, pentru noi creștinii, pentru noi cei care credem în Iisus Hristos și în tainele Lui mântuitoare și vindecătoare, cum este taina spovedaniei și taina împărtășaniei, în clipa în care spovedești un păcat,
Și acolo, cu zdrobirea inimii, îi spui părintele duhovnic și el te încurajează. Părinte, nu mai fac. Am venit, spun asta, spun ce am făcut, dar nu mai fac. Sunt hotărât să nu mai fac. Cum se spune și la rugăciunea de dezlegare. Prefer moartea decât a face din nou acest păcat. Acela ar trebui să fie declicul. Practic, în clipa în care îi spui asta lui Hristos, părintele duhovnic este doar o interfață între tine și Hristos. Așa și spune părinte, iată, eu stau aici, dar în spatele meu este Mântuitorul, lui îi vorbești. De fapt, Mântuitorul știe foarte bine ce ai de spus. Important este să conștientizezi tu. Din acest motiv trebuie să-i spui cu vocea ta, cu cuvintele tale, cu mintea ta, cu gândurile tale, să-i spui părintelui duhovnic, adică unui om real, în carne și oasă, întrupat în fața ta, să spui ce te doare. Hristos știe ce te doare, dar trebuie să știi și tu ce te doare. Formulând un lucru, practic, înțelegi și tu exact care este problema ta. Și atunci, după această spovedanie, dacă pleci ca un fulg, sunt spovedanii de la care pleci ca un fulg și înțelegi că acel lucru nu-l vei mai face niciodată, simți în inima ta această mișcare a Duhului. Sau de la anumite spovedanii pleci aproape cum ai venit. Semne că nu ți-a ieșit, că ori nu erai atent, ori n-ai spus ce trebuia, ori n-ai conștientizat anumite lucruri, ori n-ai fost sincer. Sau poate n-a venit vremea ca duhovnicul, de fapt Hristos, să spună un anumit lucru, ca să te elibereze într-un anume fel. Nu știu, astea sunt taine. Dar faptul că pleci de la spovedanie ușurat și determinat, hotărât 100% să nu mai faci acel lucru, aia poate fi un punct de schimbare, un punct de schimbare a vieții și a voii. Și neapărat cerând ajutorul lui Dumnezeu, necrezând că putem să facem noi prin propria noastră voință, că atunci mândria e mare și nu avem nevoie decât un ac să ni se spargă balonul. Dacă plec genunchiul și spun acolo, Doamne, nu mai pot singur, pentru asta am mers să mă spovedesc, pentru că nu mai pot singur, nu mai pot să gestionez singur anumite lucruri care practic îmi dau viața peste cap, îmi bulversează viața, anumite păcate ale mele, ale altora, dar cărora nu le fac față, anumite neputințe. De aceea alerg la el, plec genunchiul și în scaunul spovedanii îi spun tot. Dar încă o dată spun asta pentru a conștientiza în primul rând eu ceea ce mă doare. Hristos știe. Hristos știe perfect ce mă doare. Tot el are și soluția, în permanență o are, dar trebuie să o înțeleg și eu și trebuie să mi se potrivească în acel moment al vieții. Trebuie să o înțeleg, trebuie să mi-o asum, trebuie să mi-o doresc. Anda, suntem liberi, suntem oameni liberi și suntem liberi în primul rând în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Iar el respectă până la capăt această libertate. El este un boier care ne-a făcut liberi și liberi ne vrea în continuare. Dar liber, nu pe jumătate, nu pe sfert, liber. Oameni liberi care liber își asumă condiția. Unii de păcătos, alții tind spre sfințenie. Hristos ne cheamă pe toți la sfințenie, astăzi. Și trebuie într-o stare de libertate și de înțelegere a acestei libertăți să încercăm să devenim sfinți. Asta e. Gabi Mihaela ne urmărește din Italia și spune că a observat că întâlnirile acestea foarte prețioase sunt urmărite mai mult de femei. Și întreabă, sunt femeile mai credincioase decât bărbații? Femeile sunt mai sensibile în orice caz. Și faptul că multe lucruri din istoria creștinismului au stat pe umerii femeilor, începând de la gironosițele femei, care primele sunt cele care au strigat cu glas mare, ele care erau undeva la marginea societății atunci, au strigat cu glas mare că Hristos a înviat, deci plecând de la femeile mironosițe până la unele împărătese pe umerii cărora a stat povara unor imperii și a milioane de creștini, iată că femeile au jucat în permanență un rol foarte important în acest curs al mântuirii. Femeia are o sensibilitate în plus pe care bărbatul în mod evident nu are. Femeia are o prudență în plus. Are o anumită atenție asupra anumitor lucruri, cum ar fi curățenia, cum ar fi absența sau, mă rog, înfrânarea păcatului. Femeia având un rost pe lumea asta și fiind, ca să zic așa, setată altfel decât bărbatul, natural are o aplecare către familie, către cuib, către copii, către curățenia lor,
către bunăstarea lor sufletească în primul rând. De aceea femeia este mai puțin mai rezistentă la oferta păcatului, pentru că știe că în spatele ei sunt niște persoane, poate neajutorate sau în orice caz inocente, pe care trebuie să le, pe care trebuie să le apere cu orice preț. Femeia este mult mai înțeleaptă sub acest aspect și mai puțin rațională în sensul prost, în sensul în care bărbatul ia și despică firul în șapte și cu logică nemaipomenită vrea să bage pe Dumnezeu într-un format, în formatul minții lui, ca să-l înțeleagă. Femeia nu-l înțelege, femeia îl simte pe Dumnezeu. Modul ei de a-l iubi pe Dumnezeu este unul odată matern, odată matern și odată foarte sensibil, foarte sensibil. Este un tip de iubire maternă. Ăsta este cuvântul în care se amestecă și cele ale credinței, dar principala energie este cea a maternității, care ocrotește oameni, ființe, lucruri, situații. De asta zic eu, femeile sunt foarte importante în acest discurs, în această economie a mântuirii speciei umane. Maria Nicoleta spune că atunci când avem iubirea lui Dumnezeu în noi, nu mai vedem păcatul în aproapele nostru. Iubirea nu ne mai lasă. A vorbit foarte frumos. A vorbit foarte frumos și eu însumi de multe ori încerc să pun frână acestui ochi critic pe care l-am. Bine, acum fiind și ziarist, având această meserie de a observa, că ziariștii trebuie să observe. Asta este jobul lor, ca să zic așa. De multe ori această depindere a mea, acest format al minții mele și al ochiului meu mă împiedică să văd lucrurile bune. Dar tot acest format al ochiului, pregătit să vadă și ceea ce este în spatele realității, în spatele a ceea ce ni se arată la suprafață, da? M-a dus către descoperiri uluitoare. Am descoperit nu numai povești de viață, am descoperit sfinți cu adevărat. Oameni care își trăiesc credința într-un mod absolut, cu adevărat sfinți. Deci, așa cum am mai spus, am văzut cu acești ochii mei, am privit în ochi sfinții. Am văzut prin ochii lor raiul. Deci, acum ochiul ăsta, sigur că da, mai trebuie și eu din când în când curățat. Cu baia spovedaniei și cu puterea Sfintei Împărtășanie, a Sfintei Euharistii. Acolo când ne plângem păcatele fiecare și spunem ce am făcut, ce n-am făcut și ce urmează să nu mai facem, noi știind că e foarte greu, e bine, acesta este un efort și ochiul și el trebuie împrospătat periodic. Da, să trebuie să mergem la mănăstiri, da, să trebuie să vedem oameni sfinți, da, să trebuie să ne cadă ochiul cât mai des pe lucruri frumoase, plăcute, opere de artă adevărate, ziditoare, frumoase în sine. Nu tot felul de trăznești și tot felul de experimente care mai de care mai eșuate. Așa cred eu acum la vârsta asta mea. Și neapărat cred că trebuie să ne rugăm pentru un ultim ceas bun, cu înțelepciune pe calea spre mântuire. Da, asta este foarte clar. Asta este foarte clar și dacă Dumnezeu, așa cum spunem, să ne mutăm din această viață așa, cu pace, cu liniște și fără forme din asta de răutate, de disperare, de agățare cu orice preț de o viață care atunci e pe sfârșită. Și sigur că da, să avem în permanență în mintea noastră și în inima noastră azimutul mântuirii. Acolo trebuie să ne fie ținta. Raiul Domnului, asta trebuie să dobândesc cu orice preț. Restul se adaugă. Ce exemplu le dăm copiilor noștri? O întrebare, deși simplă, scurtă, e foarte grea, pentru că deja constat că între generația mea și a mamei mele, care trăiește, slavă Domnului, e bine, are 88 de ani, e o prăpastie, o genune, iar între mine și copiii mei, iarăși este o altă prăpastie atitudinală, comunicațională, emoțională, de dorințe, de împliniri, de aspirații. Nu semănăm noi, părinții care suntem acum, cu acești copii ai noștri. Nu semănăm decât în foarte mică măsură. Este practic
un șoc generațional. Au mai fost, practic, diferențe între generații și conflicte generaționale, însă acum, practic, cred că asistăm la un lucru cu totul nou, o diferență foarte mare de mentalitate, de aspirații și de țintă între generația noastră și generația celor care vin după noi. E foarte grea întrebarea și cred că, uite, aceasta ar putea fi, Anda, subiectul unei prelegeri după ce se termină Sfântul și Marele Post, poate chiar asta poate fi subiect de prelegere, dacă acceptați și voi această idee. Cu drag. Vă mulțumim pentru toate învățămintele pe care mi le-ați oferit în seara aceasta. Să știți că au fost multe comentarii. Lumea pare încântată de întâlnirile acestea și de dialogurile bucuriei. Așa că Doamne ajută să fim și noi pe cale. Și mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a putea vorbi pe canalul vostru Doxologia, chiar dacă sunt întâlnirile bucuriei și anumite teme nu sunt chiar atât de bucuroase pe cât pare, totuși la capătul fiecărei întâlniri, chiar dacă este tristă, este raza unei speranțe. Acela este Dumnezeu. Avem nădejde, că dacă ne pierdem și nădejdea, nu mai avem nimic. Vă mulțumim pentru tot. Ne revedem peste 2 săptămâni, luni, la ora 8 seara. O seară binecuvântată. Doamne ajută!